În cele peste 40 de ore jucate în Hogwarts Legacy, am fost complet luat prin surprindere și am trăit una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le-am simțit vreodată, fiindcă m-a transportat într-o lume în care am încetat să cred că mai există. O lume pe care am lăsat-o în urmă acum vreo 20 de ani și pe care am redescoperit-o acum, mulțumită acestui joc. Am retrăit sentimente de uluire și descoperire care într-o zi pur și simplu dispar și sunt înlocuite de profanități scârboase, precum nevoia de a avea un job ca să ai ce pune pe masă la final de zi, să ai curent și gaz, să bagi benzină în rezervor și toate porcăriile astea de adult pe care le facem zi de zi. Ca acum să dea buzna peste mine Hogwarts Legacy și să-mi spună liniștit: "You're a wizard, Harry." "I'm a what?" "A wizard." Jocul nu este perfect. Foarte puține jocuri sunt. Dar nu cred că rămâne vreo unul dintre noi cu imperfecțiunile tehnice ale unui titlu după ce îl termină. Eu cel puțin rămân cu experiența și stările pe care le-am trăit cât am fost absorbit într-o poveste bună. Chiar și una mută ca în Elden Ring. Totuși, sentimentele astea de wow, sunt copil din nou, au ars cel mai intens în primele 10-12 ore, fiindcă după ce trece uimirea și vraja asta, tot cu gameplay-ul rămâi la urma urmei, mai ales într-un open world RPG de rangul ăsta. Așa că, astăzi, doamnelor și domnilor, mi-am propus să discutăm despre experiența tehnică și dacă reușește sau nu să domine și să strice trăirile minunate de la începutul jocului. Așa că hai să-l disecăm și să vedem cu ce rămâi după luna de miere alături de Hogwarts Legacy. Fiind un open world RPG cu tone și tone de conținut, nu am cei informații noi la care să dau revelio despre specia lui literară pe care nu le știți deja. Îți faci personajul, îl crești cu XP, descoperi lumea, faci main quest-uri, side quest-uri, side quest-uri, rezolvi puzzle-uri, faci challenges, dai în loc la spell-uri, abilități, la animale magice pe care zbori sau la animale magice pe care pur și simplu le colecționezi și îngrijești ca să-ți dea niște iteme pentru upgrade-uri la outfit-uri și apoi o iei de la capăt. În alte cuvinte, nu doar că au recreat fidel universul din Harry Potter, ci au făcut un simulator Harry Potter al dracu de amazing. Ceea ce e perfect dacă vrei să storci cât mai mult timp din cei 60-70 de euro pe care i-ai dat pe el. Nu am nimic ce să comentez la stilul acesta de game design clasic open world. Este corect, conceput și executat foarte bine în cea mai mare măsură, iar per total experiența mea a variat între foarte ok și fantastică. Am zis în cea mai mare măsură, fiindcă a fost un element major din gameplay care mi s-a părut cel mai slab punct al jocului, dificultatea. Combatul este imens de savuros și satisfăcător. Efectele speciale ale animațiilor de atac, sunetul crunchy când îi lovești sau dai cu ei de pământ, sinergia dintre vrăji din care reies niște combinații mega tari, plus elementele de stealth, primesc punctaj maxim de la mine. Și când te gândești că nu prea există alte jocuri care să fie similare cu acesta, cred că Avalanche a făcut o treabă mai mult decât excelentă. Doar că, după câteva ore, l-am găsit mult prea ușor și l-am pus pe hard că nu găseam vreo provocare în combat. Eram prea OP, iar faza e că inamicii au level scaling, adică levelul lor mereu se ridică la al tău. Deci nu crescusem cu side quest-uri până la level 20 ca să mă bat cu ăștia de level 5. Și nu e vreun flex, că vai ce mare jucător de Souls sunt eu. Doar că sistemul de combat are așa de mult potențial de combinații și dodge și parry și crowd control și tot ce vrei, că după ce te obișnuiești la început cum stă treaba, ăia abia te ating. Adică n-am simțit nicio secundă nevoia să folosesc plantele alea de tip grenadă ca să mă ajute în combat. Și designerii de combat au stat enorm de mult să creeze elementele alea pentru un motiv.
că nu le găsești pur și simplu pe drum. Trebuie să iei nu știu ce semințe, să le plantezi în room of requirement ca să faci poțiuni și să-ți crește alea în ghivece, dar vezi că masa e prea mică și ghivecele nu-s destul de mari, așa că te duci în oraș și cumperi, nu știu, instrucțiuni de la Ikea ca să-ți construiești o masă cu ghivece și mai mari în care le plantezi și trebuie să aștepți vreo 10 minute sau 12 uneori doar ca să ai o grenadă din aia în mână și să o arunci în combat. Dar dacă jocul nu m-a obligat să le folosesc, ele au devenit în plus și pare că au muncit atât degeaba. Ideea pentru mine e așa, dacă nu simt pericol și stres că ăia mă pot omorâ, îmi dăunează grav experienței și simt că e ceva superficial. Totuși, mă bucur să raportez că după ce l-am pus pe hard, am început să transpir puțin în combat și să mă folosesc de toate elementele puse la dispoziție. Mai ales cu cât mă apropiam mai tare de finalul jocului. Nu știu, vouă vi s-a părut la fel de ușor pe medium sau v-a provocat jocul destul de mult încât să simțiți cuțitul la gât în fiecare combat? Chiar sunt curios. Fiind un RPG, logic că avem un sistem de upgrade pentru armură sau gear, outfit, spune-i cum vrei. Numai că pe medium difficulty devine o victimă colaterală a faptului că e prea ușor jocul. Practic, nu ești motivat aproape deloc să faci upgrade, fiindcă îi snopești în bătaie doar cât te uiți urât la ei și mai dai din baghetă de 2-3 ori. Cel puțin mie nu mi-a păsat atât de tare să fiu mereu upgradat și consider asta a fi un păcat, fiindcă Hogwarts Legacy e foarte generos cu RNG-ul, adică dă mai mereu iteme bune, nu cum a fost în Diablo 3 la început. Chiar e foarte decent aici algoritmul și bravo lor că le-a ieșit încă de la lansare. Mereu găseam ceva cu mai mult defense sau offense sau nu știu ce și mă trezeam des în meniu echipând ceva nou, mai ales pe hard, unde chiar dedicam timp pentru upgrade-uri. Sunt curios și aici cum le-ați perceput și voi. Ați simțit că itemele alea făceau vreo diferență în combat sau că erau mai mult de design? Și că tot ați adus vorba de design, ce mi-a plăcut enorm la outfits, dar enorm, e că departamentul de artă și-a făcut foarte bine treaba și aproape tot ce găsești arată mișto. Pe lângă asta există transmog încă de la început și poți schimba cum arată outfiturile pe tine după cum poftești. Asta mi se pare vital într-un RPG în 2023, fiindcă de ce aș sta cu un batic oribil pe cap vreo 3 sau 5 leveluri, doar că Random Stats Generator a decis că baticul ăla o să aibă mai mult la atac decât o caschetă cu un design cu adevărat mișto. Bravo Avalanche pentru ideea asta. După combat, explorare și cinematicuri, avem și secțiuni de puzzle, deseori în dungeon-uri. Unele chiar au un design după tematica locului respectiv. Cred că mi-au plăcut mai toate puzzle-urile, sincer. Le-am simțit ca fiind rumegate bine, unele mai grele, altele mai ușoare, dar per total mi s-au părut fun. Nu mi-au dat impresia că au fost băgate acolo doar de mântuială, ci dimpotrivă, integrate cu imaginație și în momente oportune. Toate astea mi-au inspirat că puzzle-urile au fost făcute cu aceeași pasiune pe care o regăsești în mai toate elementele jocului. Iar vorbind despre vari elemente de game design, aș vrea să discutăm puțin despre unul care mi s-ar fi părut foarte mișto dacă developerii l-ar fi implementat. Un sistem de moralitate de care vă spun cu pălăria strânsă în ambele mâini la piept și cu capul puțin plecat că lipsește. Fără să dau spoilere, vă relatez doar că înainte să termin jocul, ai de făcut o alegere clasică între good și evil, care pentru mine a fost mai mult sau mai puțin superficială. Nu mi s-a părut că a avut vreun impact asupra poveștii sau viceversa, indiferent de ce aș fi ales. Tot legat de asta, sunt niște serii de quest-uri secundare pe care le faci pentru două personaje foarte importante, Nati și Sebastian. Fiecare dă în loc la niște mega elemente de gameplay vitale. Iar cât făceam quest chain-urile astea, n-am putut observa că Nati și Sebastian sunt la bază personaje pozitive. Bine, caracterul lui Nati cam dă pe din afară cu hai să salvăm lumea, amice, și m-a plictisit teribil la un moment dat de dădeam skip peste când vorbea ea. Pe când povestea lui Sebastian e mult mai nuanțată. Are un storyline foarte mișto scris și tot ce face vine să motiveze de fapt un lucru pur la bază. Numai că, după cum ziceam, ambele sunt personaje pozitive la final de zi.
Bineînțeles, variază unele alegeri pe care le iei, dar nu atât de mult încât să conteze într-un fel major. Și m-am gândit în felul următor. Decât să ai două personaje secundare care te însoțesc tot jocul, dar care în final nu schimbă nimic, nu ar fi fost mai mișto să fi avut ca în Infamous 1 și 2 o bară a moralității a la Good vs. Evil și în funcție de numărul de quest-uri pe care le faci la Nati sau Sebastian să meargă sliderul ăla într-o direcție sau alta? Adică mi-ar fi mega plăcut să ai unele beneficii și spell-uri pe good și altele pe evil cu variațiuni în culoarea vrăjilor, animațiilor și de ce nu chiar și a înfățișării personajului. Adică Fable făcea din astea tocmai prin 2005 și te îndemna practic să-l mai joci încă o dată doar să vezi cum e cealaltă extremă. De asta mi-au plăcut la nebunie și primele Infamous. Cred că sistemul ăsta de moralitate ar fi adăugat un twist mai puternic jocului și puteau să-l lege foarte mișto de final. Acum, asta nu-i neapărat o plângere, ci mai mult cum am văzut eu loc de îmbunătățire asupra unui aspect al jocului. Fără doar și poate, jocul a fost gândit exclusiv pentru controller. Layout-ul sau UI-ul de la PC îți limitează grav posibilitățile și îți leagă experiența de gameplay cu mâinile la spate. Dacă butoanele erau așezate ca în World of Warcraft sau ca în orice MMO, libertatea de a face combo-uri ar fi fost limitată doar de imaginația ta. Dar aparent n-au mai stat să-l gândească de la zero pentru PC. Și vă spun că nu de puține ori m-au încurcat acele doar 16 sloturi de magie în mijlocul unei lupte crâncene ca să mor doar pentru că nu eram pe meniul care trebuie cât frecam scrollul de la mouse în sus și în jos. Asta mi se pare cam stupid, sincer. Mai ales când realizez că literalmente sunt mai puține sloturi decât ai vrăji. Adică am o tastatură întreagă la dispoziție și sunt la fel de limitat ca pe un controller. Mare păcat aici, cred că ar fi fost o mega oportunitate pentru PC Master Race. După aia mai e și controlul zburatului pe mătură care mi s-a părut abominabil pe tastatură, fiindcă în loc să pot zbura în ce direcție vreau eu ținând apăsat doar click dreapta și să mișc pur și simplu din mouse, ei au complicat sau scărpinat cu stânga la urechea dreaptă, făcând ceva de-ți stă mintea în loc. Ca să zbori în sus, faci spread eagle cu degetul mic și ăla mare pe tastatură și cu space urci, control te coboară. O schemă de control total obtuză din punctul meu de vedere, mai ales când există deja formula perfect de simplă din World of Warcraft. Dar lăsând lucrurile tehnice deoparte, fiindcă m-am obișnuit până într-un final cu schema asta de control, mi-a mega plăcut zburatul cu mătura, fiindcă e beton integrat în universul din Harry Potter. Uneori e pur și simplu o plăcere să zbor pe lângă Hogwarts și prin alte părți ale lumii. Tot la capitolul ăsta am să vorbesc puțin și despre performanța lui, care de la lansare observ că s-a îmbunătățit. Paguri nu prea am întâlnit în cele 41 de ore de gameplay, ceea ce merită neapărat apreciat într-un open world de genul. Au fost anumite chestii mărunte grafice, dar nu m-au deranjat neapărat. Erau acolo, eram whatever, ok, trec mai departe. Eu m-am bucurat că nu am luat niciun crash sau vreo eroare infectă de genul, vezi că ai rămas fără RAM, bossule, și alte mizerii specifice PC Master Race. Și faptul că n-a trebuit să caut pe net vreo 2-3 ore ca la Red Dead Redemption 2 cum să rezolv nu știu ce porcărie, m-a uns pe suflet. Povestea principală, cât și multe fire narrative secundare, mi s-au părut foarte mișto și deloc superficiale. Dacă reușești să dedici timp să asculți fiecare storyline în parte, vei găsi multe povești bune. Au fost și unele elemente total rupte din joc la care nu mă așteptam deloc și aici mă refer la o anumită nuvelă, negru pe alb, ca să mă exprim așa. De multe ori am fost răpit de construcția bună a poveștilor, mai ales a celei principale. E vorba despre obsesie, despre corupția sufletului în fața puterii, despre bine și rău, despre cum drumul spre iad e pavat cu bune intenții. Pusă cap la cap, ar fi faină și într-o adaptare cinematografică stand-alone Hogwarts Legacy și ar fi lăudată pe bună dreptate.
mi-a plăcut atât de mult încât m-a foarte deranjat modul în care au ciopărțit-o în bucățele foarte mici de-a lungul main quest-urilor. E la modul îți dăm cu lingurița de zahăr niște frânturi mici de informații și până nu vezi 4-5 cinematicuri legate cap la cap, nu prea înțelegi mai nimic. Pentru că fiecare main quest finalizat nu elucidează neapărat ce s-a întâmplat înainte, ci mai mult adaugă informații noi și incomplete. Nu e neapărat un lucru rău ăsta, dar dacă nu vrei să uiți ce s-a întâmplat în alea 2-3 minute de cutscene până dai de următorul, care poate fi și la 5 ore distanță, îți sugerez să lași questurile secundare non-vitale și să treci consecutiv prin poveste. Acum nu zic să ignori misiunile secundare cu vrăji și nu mai știu ce, ci doar să amâni puțin alea de tip collectibles și așa mai departe. Ca să nu te întrebi după 3 zile de jucat ce naiba s-a întâmplat în poveste, că de fapt în 20 de ore de gameplay n-ai văzut decât vreun sfert de oră de film. Și mai important decât atât, îți sugerez să mergi pe firul principal, fiindcă dă unlock la spell-uri și skill-uri care te vor ajuta în side quest-uri. De exemplu, fără Alohomora n-ai să poți deschide chest-uri, lacăte, cuști și așa mai departe. Acum, pe cât de mult mi-a plăcut povestea, cred că în mare parte suferă de o metodă antică de a o relata. Nu vorbesc de partea cu cinematicurile, ci de metoda RPG clasică unde avem două, hai poate trei încadraturi împietrite între personaje cât bolborosesc despre ceva ce trebuie să faci tu într-o misiune. Uneori mă plictisește grav lucrul ăsta pentru că e atât de static. Și nu din cauza că dialogul e prost scris sau că voice acting-ul e slab, ba din contră, pare că orice frază a fost cântărită bine și ulterior livrată. Doar că două statui care vorbesc una către cealaltă nu e chiar atât de magic, ca să mă exprim așa. Și e păcat, pentru că personajele sunt foarte credibile. Imersiunea regiei și actorilor a fost 100% în cazul meu și n-am decât laude să împart developerilor pentru asta. E un proces extrem de dificil să reușești să livrezi autenticitate într-un proiect de grandoarea asta. Mai ales când vedem că înainte de Hogwarts Legacy, studioul ăsta a făcut numai jocuri de genul Kitty Fufu Island 2.5 Remux Edition of Love. This. It's amazing. Clar, jocul nu e vreo splendoare grafică next-gen din punct de vedere tehnologic. Red Dead Redemption 2 îl ia pe departe. Dar în același timp, nici nu trebuie să fie neapărat, fiindcă stilul artistic fură de fapt scena aici. Reprezentarea vizuală a universului este de la excelentă în sus în ceea ce mă privește. În primele 10-15 ore eram pur și simplu vrăjit că sunt în lumea din Harry Potter și nu sunt vreun mare fan al filmelor. Mă plimbam pe holurile extrem de frumoase cu RTX on, bineînțeles, pentru reflexiile alea superbe, mergeam prin sălile de mese din film având creierul blocat de entuziasm, fiindcă nu-mi venea să cred că sunt în lumea asta. Partea frumoasă e că indiferent dacă era din universul ăsta sau pur și simplu Hogwarts Legacy ar fi fost un nou IP creat în același stil, tot ca un copil m-aș fi bucurat. Văzând tablourile prinzând viață, statuile cum se mișcă. Toată splendoarea din joc m-a făcut să mă simt exact ca în copilărie, când mă uitam la televizor la desene animate și îmi doream atât de tare să fiu în lumile de acolo că mă simțeam deja parte din ele. Adică nu zic că n-ai făcut niciodată ca mea în sufragerie când te uitai la Dragon Ball Z. Fiecare cameră dă pe din afară cu detaliu și măiestrie în art design. Pasiunea transpusă în joc de departamentul de artă este mai mult decât evidentă și nu ai cum să ignori câtă muncă a intrat în fiecare obiect minuscul ce umple o cameră, care la final de zi nu face decât să contureze și mai tare lumea minunată din Hogwarts Legacy. Reversa ar fi că deși worldbuilding-ul este superb, totuși nu e chiar atât de variat în design când vorbim de priveliști sau geografie, dacă vrei să numim așa. Harta generoasă are mai multe ținuturi, dar n-aș putea să zic diferența vizuală dintre nord, centru sau sud. E cam același design peste tot.
spre deosebire de Elden Ring, în care știi exact unde te afli în funcție de cum arată geografia locației. Și asta nu este neapărat o plângere, ci mai degrabă o observație. Asta a fost viziunea, asta a ajuns în jocul final. Iar de sunet n-am ce să zic decât lucruri evidente. Totul e bine redat, bătaia are un crunchiness, după cum am mai zis, muzica e ce trebuie, când trebuie și nu am nicio obiecție aici. Mai ales când auzi notele alea muzicale din Harry Potter, n-ai cum să nu zâmbești puțin. Acum, revenind la premiza de la care am plecat în acest eseu video, după ce dispare magia inițială și rămâi cu jocul în sine, experiența rămâne la fel de bună? Ei bine, în cazul meu, după primele 10 ore încântătoare, magia a început să scadă, cum se întâmplă cu fiecare experiență nouă. Dar RPG-ul cu care am rămas mi-a plăcut foarte mult. Și sunt fericit să vă spun că ultimele ore din joc au fost la fel de răpitoare ca primele. Asta pentru că au apărut niște elemente de poveste și gameplay fantastice care au reușit să capteze magia despre care tot vorbesc de la început. În alte cuvinte, am fost din nou fermecat. Ceea ce este perfect ca experiență per total, fiindcă prima parte a avut un impact extrem de puternic, urmată de un joc bun și un final fenomenal. Cu bune, cu rele, Hogwarts Legacy mi-a evocat niște sentimente superbe, cum alte jocuri nu cred că au mai făcut vreodată. Adică, sigur, Elden Ring și God of War și The Last of Us sunt niște titani formidabili din gaming, dar au teme mature, triste, disperate. Pe când Hogwarts mi-a dat motive să zâmbesc din nou, cum nu cred că am mai făcut-o de mai bine de 20 de ani, când eram copil. Acum tot ce mai rămâne să zic e că abia aștept să văd ce ne va aduce Avalanche Software în următorul Hogwarts Legacy.